Bună dragilor și bine v-am regăsit la un nou clip! Astăzi vorbim din nou despre cărți pentru copii și de data aceasta despre cartea Feliciei Rusu, Buburuza Bia. Rămâneți! Bun, Buburuza Bia de Felicia Rusu a apărut în acest an, în 2020, la editura Cassius Books și este o carte ilustrată pentru copilași. O să vă arăt și câteva poze din interior. Aceasta, pagina de titlu. Da, și are ilustrații făcute chiar de către autoare. Da? Și povestea este puțin mai lungă decât celelalte povești de copilaj și de aceea am ales să folosim un font obișnuit. O să vă las câteva poze pe ecran. Este o carte foarte drăguță, mie mi-a plăcut foarte mult momentul în care am văzut povestea, pentru că cumva are acel mesaj pe care eu îl doresc să-l transmitem copiilor și anume, indiferent ce o să se întâmple, pentru că o să se întâmple lucruri, dar indiferent de asta, poți să decizi să mergi mai departe. Și chiar dacă se întâmplă un lucru rău, sau să nu spunem chiar nenorocire, dar chiar dacă ți se întâmplă un lucru rău, asta nu înseamnă că e sfârșitul vieții tale, ci pur și simplu e nevoie să te retragi, să te recalibrezi și să începi din nou cu forțe proaspete și învățând ceva din experiența anterioară. Așa și Buburuza Bia are parte de anumite dificultăți pe care reușește să le depășească cu succes, servind ca model celorlalte bubruze din regiunea ei. O să vă spun pe scurt și povestea. Buburuza Bia este invitată la o școală de elită din zonă, la Insectaria, și începe acest nou proces îngrijorată, gândită, așa ca și toți copilașii. Și o să vă citesc de aici. Bia avea un ghiozdan din cea mai rezistentă frunză, în care ținea caiete din petale fine și stiloul confecționat cu mare migală de maestrul Grigorescu. Buburuza era tare emoționată și nerăbdătoare să învețe cât mai multe lucruri. Printre elevii aleși ai școlii era și cărăbușa Colis, singura fiică a familiei nobililor de Mai, care nu prea reușea să-și facă prieteni. Timpul trecu, toți elevii se pregăteau temeinic pentru școală, doar Colis nu-și făcea temele și nici nu studia. Mereu o deranja pe Bia, cerându-i să copieze. O vreme Buburuza a ajutat-o, însă într-un final și-a dat seama că astfel colega sa nu va ști niciodată nimic. Da, și are parte de anumite evenimente neplăcute pe care, după cum ziceam, a reușit să le depășească. Acesta este mesajul pe care mi se pare că ar trebui să-l promovăm mai mult în rândul copiilor. Vă ziceam și când v-am prezentat Sofi, robotul cu suflet, am găsit și la Irina Dumitru acest mesaj și mi s-a părut unul mult mai realist decât mesajele alea pozitive cu gândește pozitiv și totul o să treacă. Până la urmă o să treacă oricum. Și mi se pare foarte important ca acest mesaj să fie cumva sădit în mintea copiilor. Din diverse motive, nu o să intrăm în mai multe alte detalii. Buburuza Bia se găsește la editura Cassius Books, se poate comanda, vine însoțită cu o mică surpriză, așa că dacă vă doriți să citiți copiilor povești mult mai funcționale decât poveștile clasice cu scufița roșie și cu alte sperieturi, vă invit să o căutați și pe aceasta și pe celelalte din colecția Laboratorul Poveștilor. Bun, sper că v-a plăcut clipul, nu uitați să dați un like și un share, să vadă și prietenii voștri, poate au ei copii sau interesează această temă de discuție. Lăsați un comentariu cu ce anume ați vrea să vedeți în alte clipuri, mă bucur întotdeauna când reușesc să interacționez cu voi. Și până data viitoare, să citiți mult! Am pupat!